Domnul nostru, Iisus Hristos și Duhul Sfânt, în această dimineață am venit, ne-am adunat cu toți în locul acesta și în plus că ne-am adunat și ne-am văzut fețele unei altora, avem prilejul acesta să stăm în jurul Cuvântului lui Dumnezeu. Avem în fața noastră Cuvântul lui. Prin Duhul lui cel Sfânt, El a venit la noi și este cu noi. Vrem și în această dimineață să dăm ascultare câteva cuvinte din Psalmul 15 și îndemnați de aceste cuvinte din acest psalm, vreau cu toții să avem o inimă bună, o inimă deschisă în această dimineață și să venim înaintea Domnului să-i mulțumim că El a hotărât astăzi pentru mine și pentru tine să fim în picioare, să stăm în capul oaselor și să avem posibilitatea aceasta de a-i mulțumi Lui. Să fim cu luarea minte, începem cu versetul 11 din Psalmul 15. 115. În celălalt. Cei ce vă temeți de Domnul, încredeți-vă în Domnul. El este ajutorul și scutul lor. Domnul își aduce aminte de noi. El va binecuvânta. Va binecuvânta casa lui Israel. Va binecuvânta casa lui Aron. Va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul. Pe cei mici și pe cei mari, Domnul să vă mulțească tot mai mult. Amin. Și pe voi și pe copiii voștri. Fiți binecuvântați de Domnul, amin, care a făcut cerurile și pământul. Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiii oamenilor. Nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii. Ci noi, eu și tu, astăzi, vom binecuvânta pe Domnul. De acum și până în veac. Lăudați pe Domnul. Amin. Haideți cu toți.